Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru! Amin? Slavă Lui în veci! Mare Dumnezeu avem! Mă bucur în seara aceasta de direcția pe care Duhul lui Dumnezeu a deschis-o pentru noi în seara aceasta prin cuvânt și prin cântări, în special prin prima cântare, prin cuvântul pe care fratele Sebi l-a citit. Și vreau să citesc un singur verset, tot pe aceeași undă a Duhului Sfânt, din seara aceasta, din Matei, capitolul 7, versetul 21, cuvântul Domnului spune în felul următor. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. L-am recitit pentru că nu știu dacă ați fost cu adevărat atenți la mesajul acestui verset, acestor vorbe a însuși Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste cuvinte sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pe care le-a adresat direct și au ieșit din gura Lui. M-am gândit la aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos și când le-am citit, știți cum le-am gândit în gândul meu? Ceva de genul, dacă tu te prezinți ca și copil al Domnului Iisus Hristos, celor din jur, și nu faci voia lui Dumnezeu, trăiești o iluzie și o minciună. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pe care mie mi le spune. Dacă tu nu faci voia Tatălui meu care este în ceruri, tu nu mergi în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți la rugăciunea pe care a făcut-o omul lui Dumnezeu Neemia, a venit Neemia înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mă ridic înaintea Ta. Pentru cine? Pentru noi. Doamne, noi! Doamne, eu! Casa Tatălui meu! Suntem vinovați înaintea Ta. Și, Doamne, ce vreau să fac? Vreau să intru în voia Ta. E rugăciunea pe care o aduce Neemia înaintea lui Dumnezeu. E rugăciunea pe care el o spune, Doamne, până aici, atât, ajunge, vreau să intru în voia Ta. Doar cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, zice Domnul Iisus Hristos, va vedea fața lui Dumnezeu. Înțelegem căci a face voia lui Dumnezeu în timpul vieții noastre are de-a face cu veșnicia. Nu știu când te-ai gândit ultima dată la viața ta veșnică, la viața de după ce închizi ochii pe aici pe pământ. Și știți de ce am vrut să citesc cuvântul acesta? Pentru că cuvântul acesta, cred, că ar trebui să fie un cuvânt al zilelor vieții noastre în fiecare zi, a dimineții, a amiezii, a serii vieții noastre, noi să știm și să-L avem în gândul nostru, Doamne, vreau să fac voia Ta și acum dimineața, și acum la amiază, și acum seara, Doamne, eu vreau să fiu în voia Ta. Doamne, vreau să știu că-și doar cuvântul Tău este acela care poate să mă ridice, poate ca să mă scoată din nou la viață, poate ca să mă aducă din nou din somnul acesta care m-a prins, anestezia aceasta a păcatului. Eu cred că doar cuvântul lui Dumnezeu te poate trezi din ea, ca să intri din nou și să intru din nou în voia lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. Are de-a face voia lui Dumnezeu cu veșnicia ta. De aceea, dragul meu, rugăciunea pe care vrem să o facem în seara aceasta este în direcția aceasta, de a umbla în voia lui Dumnezeu pe pământ. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte căci prorocii din vechime proroceau despre Domnul Iisus Hristos și știți ce spuneau? Va veni unul care va face și va împlini voia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos însuși, în vorbele Lui adresate oamenilor, spune, nu am venit să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. De aceea și nouă ne poruncește același lucru.
Voi sunteți aici să faceți voia lui Dumnezeu pe timpul vieții voastre, pribegia voastră pe pământ. Și aduți aminte că îți spui rugăciunea: Tatăl meu care ești în ceruri, Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia ta. Poți să spui lucrul acesta și apoi să te duci să faci voia ta? Te îndeamnă însuși vorbele tale să faci voia lui Dumnezeu în viața ta. Și voia lui Dumnezeu în viața ta, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, că și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Este sfințirea noastră. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru tine dimineața, la miază, seara și din nou și din nou și din nou. Voia lui Dumnezeu este sfințirea ta, pentru că și doar sfânt vei poți să vezi pe Dumnezeu și să intri în împărăția lui Dumnezeu. Dacă spui gândul acesta și spui vorba aceasta: Doamne, facă-se voia ta, aș vrea să ai un gând, un gând care te va ajuta în fiecare zi. Și atunci când vei spune o vorbă, să te gândești așa: oare Domnul Iisus Hristos ar spune vorba aceasta? Oare fapta pe care o fac îi place Domnului Iisus Hristos? Oare Domnul Iisus ar face ceea ce fac eu acum? Oare s-ar îmbrăca cum îmbrac eu acum? Oare ar privi ce privesc eu acum? Oare Domnul Iisus Hristos îi place? Sunt în voia Lui acum? Facă-se voia ta, te rogi în fiecare zi. Gândește-te, oare Domnul Iisus Hristos îi place? Spune cuvântul lui Dumnezeu și apoi ne ridicăm la rugăciune. În 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 15 la 17, așa: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Și lumea și poftele ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veci. Dacă faci voia lui Dumnezeu, ești o făptură veșnică și îl vei vedea pe Dumnezeu și vei intra în împărăția lui Dumnezeu, căci a spus-o Domnul Iisus Hristos: dacă vei face voia mea, vei intra în împărăția Tatălui meu. Și Domnul Iisus Hristos să ne ajute. Își chema poporul Neemia și spune: veniți să intrăm în voia lui Dumnezeu, veniți că Dumnezeu ne cheamă din nou, ne cheamă din nou în Israel, în promisiunea Lui, în pământul promis. Biserica lui Dumnezeu te cheamă Dumnezeu astăzi, vino și intră în voia Lui, că te cheamă în ceruri. Vrei să vezi fața lui Dumnezeu? Ridică-te la rugăciune în seara aceasta cu mine. Ridică-te și spune-i Domnului: Doamne, vreau să fiu în voia Ta. Haideți să ne rugăm, haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să umple inimile noastre de cuvântul acesta sfânt și să ne ajute Dumnezeu în fiecare zi să ne întrebăm: Doamne, oare fac voia Ta? Doamne, oare umblu eu plăcut înaintea Ta? Oare, Doamne, Tu ai face ce fac eu acum? Doamne, oare Tu ai spune cuvintele pe care le spun eu acum? Veniți să intrăm în voia lui Dumnezeu. Veniți să înțelegem că voia lui Dumnezeu are de-a face cu veșnicia noastră și Domnul Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Ne rugăm Domnului și Domnul să asculte, așa după cum l-a ascultat și pe Neemia. Amin. O, Doamne Dumnezeu al cerului și al pământului!